Corea de Nord a declarat victoria în lupta sa cu SARS-CoV-2 și s-a lăudat cu un miracol fără precedent. Asta deși în paralel, sora lui Kim Jong-un a admis că liderul nordcorean ar fi fost bolnav de curând. Afirmațiile regimului nordcorean sunt și contrare cele ale Organizației Mondiale a Sănătății. Recent, specialiștii afirmau că situația epidemiologică din Corea de Nord de fapt se înrăutățește. Liderul nord nordcorean Kim Jong-un a declarat o victorie răsunătoare împotriva coronavirusului și a lăudat populația pentru tenacitatea de care a dat dovadă pe durata epidemiei. Victoria dobândită de poporul nostru este un eveniment istoric care a arătat încă o dată lumii măreția statului nostru, tenacitatea nestăpânită a poporului nostru și frumoasele obiceiuri naționale cu care ne mândrim, a precizat Kim Jong-un. Kim Jong-un a cerut și ridicarea unor măsuri de restricție impuse în luna mai. Corea de Nord nu a precizat câte cazuri de infectare a înregistrat până Acum, însă, datele existente indică aproximativ 4,7 milioane de cazuri. Din acest total, doar 74 de cazuri ar fi rezultat cu deces, lucru caracterizat de regimul de la Fenian drept un miracol fără precedent. Afirmațiile regimului de la Fenian sunt însă contrare celor ale OMS. La sfârșitul lunii iulie, aceasta se plângea de lipsa de transparență a Coreei de Nord și indica faptul că, în realitate, situația epidemiologică din țară se înrăutățește. În paralel cu victoria asupra coronavirusului declarată de Kim Jong-un, sora acestuia a admis că acesta a fost bolnav, fără să indice însă și cauza. Chiar dacă era grav bolnav și avea febră mare, nu a putut sta o clipă gândindu-se la oamenii de care trebuia să aibă grijă până la capăt în fața războiului antiepidemic, a afirmat Kim Yo Jong, sora lui Kim Jong-un. Corea de Nord nu are un program de vaccinare. În schimb, se bazează doar pe teste PCR, pe tratamente făcute după ureche și pe ceea ce Kim Jong-un a descris drept avantaje ale sistemului socialist corean. Corea de Nord a admis pentru prima dată că întâmpină probleme din cauza coronavirusului în mai 2022, la mai bine de doi ani de la izbucnirea pandemiei. Ulterior a făcut apel la comunitatea internațională, în special la China pentru ajutor. Regimul de la Fenian acuză în continuare Coreea de Sud de comiterea de așa zise crime împotriva umanității, pe motiv că aceasta ar fi răspândit în mod intenționat coronavirusul în nord prin intermediul unor fluturași infectați.